Vineri 13 septembrie, ora 18, vecernia unită cu Litia, ora 19, scoaterea în procesiunea icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, ora 20:30, taina Sfântului Maslu, ora 12, miezul nopții, utrenia, și apoi în ziua prăznuirii Înălțării Sfintei Cruci, sâmbătă 14 septembrie, ora 8, Sfânta Liturghie Arhierească, ora 10, procesiunea drumului Cruce. Ora 19, introducerea icoanei făcătoare de mine, Maicii Domnului, în Biserica Monument. Sunt marcat sufletește și văzând credința și trăirea pelerinilor care vin din toate colțurile țării noastre, începând de la Maramureș și din toată țara noastră, deși sunt foarte obosiți, își doresc cu orice preț să săvârșească, să parcurgă și miezul nopții drumul Crucii de altfel. Ajungem dimineața pe la 3:30-4, la mănăstire, cu toți pelerinii, cu lumânările aprinse, cântând. Este extraordinar să vezi evlavia pelerinilor mezi de noapte cu lumânările aprinse, cântând, lăudându-L pe Bunul Dumnezeu, săvârșind drumul cruce.